Furtul anului s-a produs la Ploiești. Cel puțin așa susține un localnic care ieri ar fi constatat că întreaga coniseală de o viață depusă într-o cutie de valori la o bancă comercială din oraș i-a dispărut. Totul ar fi fost descoperit când bărbatul a deschis cutia pentru a depune niște bani. Acesta susține că a strâns an la rând valută și lei, dar și mai multe bijuterii și ceasuri de valoare, însumând aproximativ 200.000 de euro. Și ar mai fi găsit doar niște acte notariale. Eu m-am dus să căutăia să-ți cu 3.500 de euro, tot așa, să dau la o rudă de-a mea foarte bună. Și când m-am dus acolo, am intrat, am întrebat pe doamna de la, schimbați și mie pe doamna de la casetă, doamna care era acolo înăuntru, la geamuri. Și m-am mai stat, să zic, 3-4 minute și a ieșit. M-am dus acolo, am intrat înăuntru, a deschis doamna prima dată, eu am băgat chiar, că caseta mea este cam a doua, așa, e una jos, pe urma a doua, m-am plecat, nu mai era. Tot, furase de casetă. Era goală caseta. Caseta goală. Se poate deschide caseta cu o singură cheie a dumneavoastră? Nu, eu nu pot să deschid caseta acolo, dacă îmi deschide doamna prima dată cu o cheie și... Azi trebuia să-ți ridice banii cu o lună. Ultima oară când a fost că erau bani acolo, astăzi, când a fost, a căzut jos. Vă dați seama. I-a venit rău, frate. Dar cine se crede că ar putea să facă așa ceva? Un angajat al băncii, e posibil? E posibil, doar Dumnezeu știu. Despre câți bani este vorba? Nu știu. 200.000 de euro? Nu știu. Acesta susține că nimeni altcineva din familie nu avea cheia de la cutia de valori. Oricum, aceasta nu putea fi deschisă decât în prezența unui funcționar al băncii care avea și el o altă cheie. Nu mi-au furat banii decât acolo. Erau dolari, 70.000 de bancă legați cu, și erau legați și cu sfoară. Și plasa cu bijuteriile care le-am avut că luase. Trei sacoșe, practic. Da. Adică se vede pe camere dacă a plecat cineva acolo. Doamne, ferește, dar n-ai cum. Adică nu există o bijuterie să o bagi așa în buzunar, să nu o vezi sau să... Eu când am ieșit așa cum o vedeți. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a se stabili dacă într-adevăr suma de bani și bijuteriile invocate ca fiind furate au existat în cutia de valori și pentru a găsi vinovatul. Am ridicat mijloace de probe, urme, am ridicat încuietori, am ridicat sistemele de înregistrare ale băncii, am efectuat audieri de marturi și în continuare suntem în procedura de verificare pentru a stabili situația de fapt, pentru a stabili persoanele implicate și dacă din caseta respectivă au fost sustrase bunurile. Există mai multe ipoteze după care se fac cercetări. Ipoteza este ca să existe într-adevăr acest furt și trebuie tratat ca atare, noi am tratat cazul. Toată adică responsabilitatea, să banii de acolo. Așa, sau să fi întâmplat altceva cu persoană externă, băncii care să fi strâns bani. Dar e posibil și oameni de la bancă? Nu exclude niciun fel de posibilitate. Cert este că la o casetă de valori nu se poate umbla decât în prezența unui angajat al băncii și doar de către cel care a închiriat-o, conform contractului semnat cu banca. Această casetă nu se deschide decât în prezența clientului și a reprezentantului băncii. Există două chei, cheia mama băncii și cheia clientului și nu se poate deschide în alt mod. Rezultatul perchezițiilor informatice, care se efectuează la banca comercială acuzată de furt, va fi aflat în cel mult 48 de ore.